Câteva mii de copii din Prahova și Cluj sunt norocoși și beneficiari a unui program cu un scop măreț: prevenirea diabetului zaharat și a bolilor civilizației. De ce și cum se desfășoară programul? Ne spune George Istrate. Programul de prevenție a diabetului de tip 2 și a bolilor civilizației, programul Încerc, se adresează copiilor de clasa 5-a și familiilor acestora. Ne dorim să fim alături de ei, în primul rând să le evaluăm starea de sănătate și să vedem cum se încadrează din acest punct de vedere, iar acei copii care au risc de dezvoltare a diabetului de tip 2 să intre alături de noi într-o a doua etapă, cea de consiliere individuală, care se desfășoară alături de specialiști. De ce ați ales segmentul acesta de vârstă, 10-12 ani? Este o vârstă la care copilul se află într-o schimbare destul de importantă. Trece de la un sistem de învățământ cu un singur cadru didactic la un sistem de învățământ cu multe cadre didactice alături de ei. Se află oricum într-o schimbare și din punct de vedere poate a instituției în care învață, că de multe ori se schimbă școala în care aceștia vor fi. Și în același timp ei în continuare se află într-o comunicare destul de bună cu părinții, sunt înainte de adolescență și pot lucra împreună pentru a avea un stil de viață mai corect și mai echilibrat. În ce măsură sunt supuși preadolescenții tentațiilor culinare? Într-o măsură foarte mare, cred că vedem cu toții ce înseamnă publicitate, ce înseamnă tentații care se află la toate colțurile și practic e cam imposibil să nu vezi undeva aproape ori o covrigărie, ori un fast food, ori un magazin în care poți să-ți procuri băuturi carbogazoase, îndulcite și alte tentații de acest fel. Programul are trei etape. Dacă prima își propune să identifice grupul de risc, a doua etapă este și mai importantă. Al doilea pas al programului înseamnă, practic, aducem copilul alături de familie și prin familie mă refer la familie extinsă, putând însemna atât părinții cât și bunicii sau cine are un aport activ în stilul de viață a copilului. Practic, îi aducem alături de noi și de specialiștii noștri și împreună beneficiază de suport, de a-și găsi o direcție de îmbunătățire a ce se întâmplă la momentul respectiv. Vorbim de medici, generaliști care sunt alături de ei, de specialiști în nutriție, specialiști în activitate fizică și psihologi, care practic îi direcționează către o viață mai sănătoasă pe viitor. Despre câți beneficiari vorbim? În Cluj încercăm să ajungem la toate unitățile de învățământ care au clasa a 5-a. Practic, ne așteptăm să avem în jur de 2700-2800 de elevi care să intre într-o primă etapă, cea de evaluare a stării de sănătate, care se întâmplă în școală și care este non-invazivă și înseamnă doar câteva măsurători de bază, cum ar fi măsurarea indicilor de masă corporală, măsurarea tensiunii arteriale, verificarea posturii corporale. Acestea sunt doar câteva din exemple. Și din aceștia ne așteptăm să avem cam 25% maxim care să se încadreze în grupul de risc de dezvoltare a diabetului de tip 2 și care să fie invitați, practic, să beneficieze de consiliere. Ce înseamnă grup de risc? Grup de risc înseamnă acei copii care au riscul ca la un moment dat, pe parcursul vieții, să dezvolte diabet zaharat de tip 2. Principala cauză a acestui tip de diabet se referă la stilul de viață mai puțin corect, să spunem, și se manifestă până la urmă prin obezitate sau suprapondere ridicată, care duce mai ulterior către obezitate. Majoritatea copiilor care acum sunt supraponderali sau obezi vor deveni adulți supraponderali sau obezi. Și deși se spune că ești gras și frumos cât ești copil, nu este neapărat adevărat și trebuie să avem grijă să nu ajungem în această stare. Dragi părinți, dacă aveți un copil în clasa a 5-a și vi se propune să participați la proiectul Încerc, nu ezitați. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi scrieți pe alexandra@mamatv.ro.